Comisarul European pentru buget, germanul Günther Oettinger, a lansat un atac fără precedent la adresa României. Oettinger a declarat că proiectul european este în pericol mortal din cauza oponenților săi din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene. Unii din Europa doresc să slăbească sau chiar să-l distrugă. Polonia, Ungaria, România, guvernul Italiei, a spus comisarul european pentru buget, citat de publicația Politico.eu. Criticile fără precedent vin cu câteva luni înainte ca România să preia oficial președinția rotativă a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2020. Oettinger a mai afirmat că aprobarea rapidă a viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene de către liderii naționali și Parlamentul European va arăta că Europa rămâne capabilă să acționeze în fața unor astfel de provocări. Oettinger a acuzat și propriul guvern că nu arată suficient entuziasm pentru proiectul Uniunii Europene, mai ales când vine vorba despre buget.